Pentru el, tu însemi familie. Ce mănâncă monstrulețul meu astăzi? Ce vrea iubitul să mănânce? Ei bine, alegerea hranei pentru animalul tău de companie este crucială pentru sănătatea lui. Trebuie să ai în vedere trei aspecte principale după care te ghidezi. 1. Ții cont de vârstă, de greutate și de nivelul de activitate. E mai leneș, e mai puțin leneș, e nebun, o dăm și ne uităm la câine. Modul de administrare a hranei este înscris pe ambalaj în funcție de greutate și de toate celelalte aspecte. Te rog, optează pentru hrana echilibrată și cu ingrediente de calitate. Bineînțeles, consultă un medic veterinar pentru recomandări personalizate dacă e nevoie. Pet Stuff. Grijă și iubire non-stop.